vrânci iar haice, acea ofte de vălmașă care și-a păstrat autonomia de-a lungul evului mediu și a epocii moderne. În cadrul obștii, membrii săi erau singurii stăpânitori ai satelor, aveau dreptul de a participa la exploatarea în comuna moșiei, drept de preemțiune la cumpărarea terenurilor, dreptul de a face secături, adică defrișări în pădure. Toate aceste drepturi au fost apărate și păstrate de vrânceni de-a lungul timpului, chiar împotriva unor boieri puternici și cu influența la domnie, cum a fost cazul vistiernicului Iordache Roset Rosnovanu, care a vrut să-i stăpânească pe vrânceni în 1801. După ani de judecăți, în anul 1814, cu multe eforturi și cu mari cheltuieli, locuitorii obștei Vrancei au câștigat procesul cu boierul, păstrându-și vechile libertăți. Toate moșiile din ocolul Vrancei au fost din vechime drepte moșteniri ale răzeșilor vrânceni, iar nu moșii domnești. Se arăta în documentul semnat la sfârșitul procesului de domnitorul Scarlat Calimachi. Întorși la casele lor, răzeșii vrânceni au dat foc cârciumilor boierești și au alungat pe slujbașii boierului, bucurându-se că sunt din nou liberi. În timpul procesului, pentru că avusese mare nevoie de bani, obștia Vrancei hotărâse ca toate satele, indiferent de rezultatul final, să-și dea partea de contribuție. Acest fapt demonstrează că satele obștii acționau ca un întreg, având legături strânse între ele, hotărârile se luau în comun, de asemenea, acțiunile erau comune, la fel și cota aparte. La începutul secolului 20, codul silvic din 1910 garanta drepturile răzeșilor asupra pădurilor, doar că acum era nevoie de un cadru oficial de funcționare. Dar, la jumătatea secolului 20, în anul 1948, patrimoniul obștilor a intrat în proprietatea statului. Constituția din aprilie 1948, prima Constituție comunistă a României, elaborată după model sovietic, la articolul 6 prevedea: bogățiile de orice natură ale subsolului, zăcămintele miniere, pădurile, apele, izvoarele de energie naturală, căile de comunicație, aparțin statului ca bunuri comune ale poporului. Vrâncenilor li s-au luat așadar pădurile, dar și gaterele, dreptul de a exploata lemnul, și erau presați să înființeze stâne comunale. În schimb, li s-au impus cote obligatorii. Vechiul lor mod de viață, la care țineau atât de mult, era desființat. Drepturile păstrate sute de ani erau încălcate, libertățile erau anihilate. Am fost cioban în munte multă vreme, din tată în fiu, și, în 1948, comuniștii ne-au luat dreptul de munte și ne-au pus cote pe oi, lână, brânză, miei. Le-am dat treburile astea, dar, atunci, noi știam că munții erau ai noștri, că era munca părinților, a bunicilor noștri și că trăiam și noi din ea. Comuniștii au făcut o naționalizare și ne-au luat munții. Nu ne-au mai dat voie să păstorim. Și atunci, umblând pe colo, pe munte cu oile, cu vecinii, ciobanii care erau de prin Nereju, de prin Valea Sării, poduri, toți au zis: măi, dar până când să ne iei ei? Afirma într-un interviu din 2007 Nicolae Burlui din Bârsești, fost deținut politic, condamnat la 22 de ani de închisoare, dintre care a executat 14. Aceasta era starea de spirit printre locuitorii din Munții Vrancei, când în zonă, în august 1949, își face apariția Victor Lupșa, însoțit de Gheorghe Corneliu Zarvas, ambii din Zagon, localitate de județul Trei Scaune, astăzi Covasna. Controversat, Victor Lupșa este considerat de unii un erou, iar de alții un trădător. A fost mai degrabă un visător depășit de misiunea pe care singur și-a atribuit-o. Era născut la Zagon și în anul 1949 avea 28 de ani. Unele documente arată că ar fi fost membru PNC, chiar primar, altele că ar fi fost legionar. Se prezenta el însuși ca fiind colonel, grad pe care l-ar fi obținut absolvind o școală de spionaj în Iugoslavia și, după absolvire, ar fi fost trimis în România pentru a pregăti o revoltă în zona Moldovei. În realitate, n-a părăsit țara niciodată, iar despre gradul de colonel, unii dintre cei care l-au cunoscut aveau mai târziu să declare că l-ar fi mărturisit: eu mi-am dat titlul ăsta ca să fiu ascultat. Oricum ar fi fost, i se spunea colonelul. În anul 1948, Victor Lupșa
a redactat un manifest anticomunist ștampilat cu o cruce creștină, înconjurată de numele Vlad Țepeș II. Era ales numele domnitorului atât de cunoscut pentru spiritul justițiar și lupta cu dominația străină, ceea ce voia să însemne că cei care îi se vor alătura lui Lupșa vor urmări aceste obiective, adică restaurarea dreptății și înlăturarea supritorilor străini, în cazul de față sovietici. Victor Lupșa se lăuda că avea sprijinul lui Tito, dar și al americanilor, și a încercat fără succes să trimite un mesaj legației americane, deplasându-se de 3 ori la București. Credea în venirea americanilor și a convins și pe ceilalți că nu acționează singur, că, pe lângă americani și iugoslavi, chiar cadre din miliție și securitate îi dau girul. Pe cei pe care nu reușea să-i convingă, se pare că îi amenința. Cu Vrâncenii a intrat în legătură prin intermediul lui Anton Macovei din Nereju, pe care îl cunoscuse anterior. Legăturile dintre oameni și dintre satele din Vrancea erau la fel de strânse cum au fost în urmă cu un secol, pe vremea judecății cu Marele Boier, și cum au fost mereu de-a lungul timpului, și astfel organizația a crescut destul de repede, membrii săi atrăgându-se unii pe ceilalți. Din fiecare sat, un reprezentant era șeful echipei, iar acesta își recruta oamenii. Erau organizate ședințe de instruire, fără a exista însă un orar bine stabilit. Au fost atrași oameni din următoarele localități ale Vrancei: Nereju, Herăstrău, Nistorești, Păulești, Tulnici, Soveja, Spinești, Bârsești, Valea Sării, Colacu, Vidra, Tichiriș, Andreiașul de Jos și Paltin. Dar este posibil să mai fi fost membri și din Burca, Năruja și Lepșa. Din județul Râmnicu-Sărat de atunci, au fost atrași membri din satele Neculele, Poinița și Dumitrești, toate aparținând în prezent județului Vrancea. Aceștia își avuseseră anterior propria lor organizație numită de securitate Mihail, după numele conspirativ al liderului Gheorghe Militaru. Iar după ce acesta a fost arestat, în februarie 1949, membrii au luat legătura cu Victor Lupșa prin intermediul colonelului Ion Strâmbei. Organizația Vlad Țepeș II a cuprins însă și satele românești din județul Trei Scaune, Covasna de astăzi. Acestea erau Zăbrătău, Crasna, Zagon, Zăbala, Sita Buzăului și Barcani. Conform documentelor de arhivă, Victor Lupșa a constituit nuclee ale organizației sale în 19 comune de pe raza de acțiune a regionale de securitate Galați și 9 comune de pe raza de acțiune a regionale de securitate Stalin, adică Brașov. Iată câteva nume dintre cele câteva sute ale membrilor organizației Vlad Țepeș II: Anton Macovei și Radu Hurjuș din Nereju, unde era cel mai puternic nucleu al organizației; Ion Caloianu și Dumitru T. Boștoc din Herăstrău; Costică T. Danțiș, fost membru PNL, și Ștefan Jecheanu din Nistorești; Teodor Bușilă, învățător din Tulnici; Nicolae și Maftei Dănilă, frați din Spinești; Toma și Vasile Chilian, de asemenea frați din Vidra, urmași ai celebrului Vasile Chilian de la 1917; Luca Bratu, Oprea Roșca și învățătorul Pompiliu Manoliu din Valea Sării; Ion Bratu și Alexandru Bercuci din Colacu; Gheorghe și Gheorghiță Bălan, tată și fiu; Ion Bunghez, Ion și Gheorghe Brânzaru, frați; Emanuel și Neculai Cosor, Ion Roșcanu din Soveja; Vasile Matei, Constantin Manoliu, diriginte al poștei, fost membru PNC, și fiul său Victor Manoliu; Ion Neagu, fost primar liberal al comunei; Ilie Posmagiu și fiul său Toader Posmagiu; Gheorghe Lădaru și Vasile Lădaru, ginerele lui Ilie Posmagiu și Nicolae Burlui din Bârsești; Victor Isofăchescu, învățător din Bordești; Ionel Militaru, Dinu Bențea, Costache Cucu, colonelul Ion Strâmbei, preotul Sebastian Popescu, zis Popascai, din Dumitrești. Alături de Gheorghe Corneliu, care era aghiotant, în apropierea lui Victor Lupșa, a fost și Gheorghiță Bălan din Soveja, student medicinist la Cluj. Gheorghiță Bălan făcuse parte din gruparea fraților Paragină din zona Opanciu, grupare anihilată de securitate în noaptea de 18 octombrie 1949 prin arestarea celor mai mulți dintre membrii săi. Gheorghiță Bălan și unul dintre frații Paragină, Cristea, au scăpat din încercuire și s-au retras după unele informații într-o moară părăsită pe râul Șușița, iar după altele în casa lui Gheorghiță Bălan de la Soveja. După o lună, în noaptea de 28 noiembrie 1949, securitatea îi găsește. Cristea Paragină sare de pe acoperiș și este împușcat.
urcat în dubă de securiști, este lăsat să sângereze și moare în acea noapte. Gheorghiță Bălan scapă din nou și se retrage în munții Vrancei. Nicolae Burlui declară într-un alt interviu din anul 1992. În primăvara lui 1950, căram lemne cu Gheorghe Lădaru și am trecut pe la Moș Iona Marini, un bătrân care îl ținea pe Gheorghiță Bălan ascuns într-un grajd. Conform mărturisirilor proprii, întâlnirea lui Gheorghiță Bălan cu Victor Lupșa a avut loc în luna mai a anului 1950. Nemulțumirilor oamenilor legate de situația internă, naționalizarea, începutul colectivizării, dizolvarea partidelor politice și prigonirea membrilor acestora, încarcerarea elitelor, li se adaugă și situația tulbure externă. Conflictul dintre Stalin și Tito alimenta speranța că va izbucni un război în interiorul lagărului socialist pe care Occidentul îl va încuraja. Convingerea că vin americanii era puternică și detetoare de nădejde. De aceea, mulți n-au vrut să fie pasivi, ci s-au angajat în diverse acțiuni, în mișcări de rezistență în munți sau în organizații subversive, pregătindu-se pentru momentul când vor putea intra în acțiune. Pentru vrânceni, acest moment a fost duminică 23 iulie 1950. Data acțiunii a fost stabilită de Victor Lupșa în ședința din 13 iulie de pe masivul Giurgiu, unde au participat între 40 și 100 de persoane din localitățile în care organizația avea nuclee. Lupșa a motivat alegerea datei de prezența în acea zi a unui număr mare de avioane care ar fi urmat să zboare peste Vrancea. Cei care știau cartea au fost puși să copieze instrucțiunile privind trecerea la acțiune. Acestea cuprindeau ocuparea sediilor Partidului Muncitoresc Român, instalarea comandamentului local al gărzilor naționale, dezarmarea securității, dar și evitarea vărsării de sânge. Suntem la Nărejul, unde noaptea aceea de 23-24 iulie 1950 a avut loc cea mai mare adunare. În locul numit Poinele Sării au venit între 150 și 400 de oameni, nu numai din Nărejul, ci și din Paltin și Spulber. Cei mai mulți erau înarmați. Colonelul Ion Strâmbei, colonel deblocat, comandant al regimentului 9 infanterie Râmnicu cu Sărat, le-a citit oamenilor instrucțiunile și au așteptat semnalul, acel zgomot de avioane de care le vorbise Lupșa. Semnal care însă nu s-a arătat. La ora 3 dimineața, Ion Strâmbei i-a trimis pe oameni acasă, motivând că acțiunea se amână, dar au hotărât să se întâlnească și a doua zi, nu toți într-un singur loc, ci pe sectoare. În seara următoare au fost mai multe adunări la Nărejul, fără să se întreprindă însă ceva, nici de data aceasta, colonelul Strâmbei arătând că fără sprijin din afară, acțiunea nu va avea sorți de izbândă. Astfel de adunări au fost în noaptea aceea de 23 iulie 1950 și la Herăstrău, Valea Sării, Colacu, Vidra, Andreiașul de Jos, Paltin și Bârsești, singurul loc unde s-a și acționat. La Bârsești, oamenii s-au adunat în marginea satului, în locul numit Varnița, cam în zona aceasta, toți având arme de foc sau topoare. Victor Manoliu, Toader Posmagiu, Macovei Mortu, Vasile Cojocaru, Gheorghe Lădaru au vorbit adunării și au hotărât modul de acțiune. S-au împărțit în 5 echipe, fiecare având sarcini precise. Au ocupat sediile primăriei, poștei și ale miliției. I-au arestat pe milițian și pe ajutorul său. L-au bătut pe șeful cooperativei, un comunist zelos, și din greșeală, în altercația creată, soția acestuia a fost ucisă. La Căminul Cultural, în timpul balului, au fost arestați 17 comuniști și uteciști, cei mai răi din sat, cum aveau să declare mai târziu oamenii. Apoi au tras clopotul la biserică pentru ca și cei din satele vecine să știe ce au făcut băseștenii și să treacă și ei la acțiune. Dimineață au telefonat la Vidra și la Tulnici să afle dacă și acolo membrii organizației Vlad Țepeș II au preluat controlul. Ideea era ca toate satele din Vrancea istorică se înlătură pe comuniști și apoi oamenii să coboare la Focșani, unde să ocupe instituțiile județene. Răspunsul de la Vidra și Tulnici fiind negativ, mulți au luat calea codrilor. Chermeza, cum a fost numită acțiunea din 23 iulie 1950, adică o petrecere în aer liber, cu muzică și dans, eventual cu excese, luase sfârșit.
A doua zi dimineață ne-am trezit cu armata și ne-am retras pe dealuri și apoi în munte. De aici, din sat, au plecat vreo 70-80. Pe munte ne-am întâlnit cu Lupșa. A venit armata în munte, a devastat toate stânele, au plecat toți ciobanii. Au rămas munții goi. Declară Nicolae Burlui în interviul din 1992. A urmat represiunea. Securitatea, sub conducerea lui Mauriciu Ștrul, șef regional de securitate Galați și responsabil cu reprimarea pe zona Vrancea și Râmnicu Sărat, a întreprins ample operațiuni pentru a distruge nucleele de rezistență din regiune. În septembrie 1950 a fost elaborat un plan de acțiune și apoi, cu ajutorul miliției și al trupelor speciale, securitatea a trecut la ceea ce a numit lichidarea bandelor. Într-o dare de seamă a securității, din 28 noiembrie 1950, se arăta că până la 1 octombrie au fost arestați 157 de membri ai organizației aflați în localități și 25 dintre cei fugiți în munți. 6 dintre cei urmăriți au fost descoperiți în ascunzătorile din munți și împușcați mortal. Aceștia erau Ilie Posmagiu și Toader Posmagiu, tată și fiu din Bârsești, Hurjut din Nărejul, Costică Danțiș din Nistorești, frații Nicolae și Maftei Danilă din Spinești. Au fost aduși în sat cu caii de oamenii din sat și duși la groapă fără preot. Securitatea a continuat căutările și la 26 octombrie, în locul numit Valea Purcelului, în sud-vestul comunei Nereju, găsește un alt adăpost al fugarilor. Trei dintre ei, Caba Constantin, Radu Crăciun și Radu Crețu, toți din Nereju, au fost împușcați mortal. În bordei, securitatea a găsit arme și 200 de kilograme de alimente, semn că fugarii aveau de gând să ierneze în munte. Pe 15 noiembrie, în urma primirii unor informații, cum se arăta în documentul securității, a fost prins Ion Botiș la Tișița. Și, de la acesta, s-a aflat ascunzătoarea lui Gheorghiță Bălan, unde mai era și Ion Roșcanu, ambii din Soveja. Securitatea a reușit să prindă și alți fugari, dar cei mai mulți s-au predat după ce familiile au fost amenințate, anchetate și torturate. La 22 octombrie s-a predat colonelul Ion Strâmbei, iar la 22 noiembrie s-au predat ultimii trei fugari de la Bârsești. Este vorba de frații Cojocaru, Vasile, Ion și Simion. Unii dintre fugari au fost prinși prin trădare de cunoscuți sau rude, care n-au mai suportat torturile. Așa a fost cazul lui Alexandru Bercuci din Colacu, trădat de unul dintre frații săi, care n-a mai putut îndura chinurile la care era supus de securitate. Iar Ilie și Toader Posmagiu din Bârsești au fost trădați de un fin de-al lor. La sfârșitul lunii noiembrie, au fost arestați, dintre membrii organizației Vlațe Peșdoi, 87 dintre cei fugiți în munți și 190 dintre cei care nu-și părăsiseră locuințele. Nu au fost arestați Victor Lupșa și Gheorghe Corneliu și alți 10, mai puțin importanți, cum se arăta în documentele securității. În munții Vrancei, securitatea a distrus 12 bordei și a capturat 6 depozite de alimente, fiecare conținând până la 200 de kilograme. În adăposturile fugarilor au fost găsite cantități importante de arme. 304 arme diferite, 21 pistoale de buzunar, 9 pistoale mitralieră, 2 puși mitralieră, 2 pistoale rachetă, 2 grenade, 607 cartușe și o bandă cartușe mitralieră. Și gruparea de Râmnicu Sărat a fost lichidată, 3 dintre membrii săi fiind împușcați, iar alți 8 arestați. Familiile celor uciși au fost alungate din casă și toată averea confiscată. Securitatea nu pierduse decât un singur om. Caporalul Alexandru Belate, rănit împreună cu fruntașul Dumitru Iene, pe când postul lor capcană, instalat de securitate la o stână în masivul Vâlpu Răchiții, lângă comuna Tulnici, a fost atacat de partizani pe 4 octombrie 1950. Belate a murit și apoi a fost declarat erou de securitate. Partizanii care au atacat postul erau Gheorghiță Bălan, Roșcan Ion, frații Ion și Gheorghe Brânzaru și Ion Botiș din Soveja. Toți cei arestați au fost duși la sediul securității din Galați, unde au început anchetele. Este vorba de 308 persoane, dintre care 257 au fost trimise în fața instanței. Au fost constituite 18 loturi, care au fost judecate de Tribunalul Militar Galați și Tribunalul Militar Stalin, adică Brașov. Au fost pronunțate 6 condamnări la moarte pentru următorii: Victor Lupșa în contumacie, Gheorghiță Bălan, Constantin și Victor Manoliu, tată și fiu, Vasile Cojocaru și colonelul Ion Strâmbei. Alți 2 arestați au decedat în timpul acțiunilor penale.
Cei arestați au fost închiși la Galați, Aiud, Gherla, duși apoi la minele de plumb de la Baia Sprie și Cafnic, unde au impresionat prin numărul mare, dar și prin seriozitate. Frații Brânzară de la Soveja, dar și frații Cojocaru de la Bârsești au participat la evadarea de la Cafnic din 6 iunie 1953, fiind singurii țărani dintre cei 14 evadați. Plănuiau să ajungă toți în munții Vrancei, unde cei patru frați vrânceni spuneau că mai au încă ascunzători și chiar și arme. Au fost prinși însă unii în câteva zile, iar alții după câteva luni, primind noi condamnări. Simion Cojocaru din Bârsești și Ion Brânzaru din Soveja au stat 2 ani cu lanțuri la mâini și la picioare. Victor Lupșa și Gheorghe Corneliu nu au fost prinși. În mai 1951 a fost găsit corpul celui din urmă într-o pădure lângă Zagon. Au fost 2 ipoteze. Fie s-a sinucis, fie a fost omorât de Lupșa. Victor Lupșa a fost dat în urmărire pe întreg teritoriul României. În anii următori, martorii au semnalat prezența, mai întâi în masivul Giurgiului din munții Vrancei, iar apoi în munții Făgăraș. Între anii 1951 și 1953 ar fi stat ascuns la un bătrân merucăr într-o groapă săpată sub ieslea vitelor. S-a predat la 27 noiembrie 1955 securității din câmpul lung Mușcel. N-a făcut recurs la sentința prin care era condamnat la moarte, simțindu-se probabil responsabil pentru numărul mare de oameni care au fost uciși sau trimiși la angrei de temniță. A fost executat pe 3 decembrie 1956 în penitenciarul din Iași. Cuprinzând sute de persoane din 3 județe, de diferite categorii sociale, de diferite orientări politice și de diferite vârste, organizația Vlad Țepeș II a fost probabil cea mai extinsă organizație de rezistență anticomunistă din România. Legăturile puternice create în sute de ani între țăranii vranci arhaice și între satele acestei zone, izolarea, spiritul tradiționalist, existența unor practici, cum ar fi cultul secretului despre care vorbește sociologul Henri Stahl, dar și dorința lor de a fi stăpânii munților ce îi înconjurau, așa cum au fost dintotdeauna, explică amploarea acestei mișcări.